8 persoane cu vârsta cuprinsă între 17 și 54 de ani au avut nevoie de îngrijiri medicale în urgență la acest sfârșit de săptămână. Diagnosticul: plăci multiple post-agresiune. Din nefericire, două dintre victime au fost femei. Acestea au suferit leziuni traumatice post-agresiune domestică. Dragi bărbați, descărcați-vă furia într-o sală de sport. Este mai bărbătesc și mai onorabil.